Sunt Dumitru Cogoria, din orașul Novosibirsk, reprezint diaspora Oceafărul, dar și mai reprezint și de diaspora de Baștina, unde intră circa la 10 diaspora din toată Rusia. Se numește diaspora interregională, unde intră mai multe diaspora. Ce așa via și formula o 4 întrebări care interesează mai mult, asta este, ar fi fost foarte bine, la sărbătorile mari, cum este anul nou Paște, Crăciunul, ori Crăciunul, Marianul Mor Paște, să fie date niște colete, măcar simbolice, pentru persoane care au fost deportate din Republica Moldova. Au mai rămas, nu, așa, nu sunt așa de mulți, dar cred că ar fi avut o plăcere la unul mare. Oamenii noștri sunt foarte necăjiți moldovenii, dar cei care au fost deportați sunt și mai necăjiți ca cei care sunt acum în țară. Dar știți dumneavoastră că ei au fost gospodari aici, sunt gospodari și acolo. Și am așa o impresie, dacă i-ar văzut pe persoanele respective pe rând, pe rând tot ar fi fost gospodari. Sunt întrebarea a doua care fi vrut să abordez, este festivalul Spetecana la Rusia, diferite festivaluri, cum ar fi festivalul Sculptură de Omăt, festivalul internațional a naționalităților, festivalul Prietenia Nijni Vatus și diferite festivaluri. Ar fi bine ca de Republica Moldova, la propunerile noastre, să participe artiști, artiști plastici, nu, diferite persoane de artă de Republica Moldova. Și tot în această a doua întrebare, ar fi foarte bine ca toți noștri cetățeni care, dar nu numai în Rusia, chiar de lume, care fac studiile, sunt studenți și termină studiile, se ocupă în domeniul artei, culturii, știință, să fie susținuți din Republica Moldova, cât ce să este viitorul nostru. E evident că inclusiv și financiar. Și ar fi foarte bine ca Federația Rusă, mai ales Federația Rusă, să fie organizat studierea centralizată limbii, istorie, literaturii, tradițiilor și obiceiurilor. Că dacă nu pierde limba, să nu știe istoria, tradiția și obiceiurile, vă dispare și țara. Vă mulțumesc frumos!